Ai fost dezamăgit de un partid? Am întâlnit în ultimii 2-3 ani mulți români care spuneau că au fost dezamăgiți de un partid. Români care au vrut să contribuie la România și s-au înscris într-un partid. Însă, partidul făcea altfel de cum a promis că va face. Și eu a trebuit să renunț la partidul cu care am făcut pasul în politică. Pentru că lucrurile în interior nu se făceau așa cum s-a promis în exterior. Welcome to the club, cum se spune. Marea majoritate dintre noi care ne-am înscris într-un partid politic în ultimii 8 ani, am făcut asta probabil pentru prima dată în viață. România nu are o istorie de implicare masivă a cetățenilor și de pregătire temeinică a viitorilor oameni politici. Astfel, marea majoritate dintre noi care am intrat într-un partid nu știam cum se fac de fapt lucrurile. Am realizat mai apoi ce nu era ok. Lipsa de transparență financiară, lipsa de transparență decizională, lipsa democrației și libertății în partid și chiar schimbările de poziție pe temele principale care ne-au adus în partid. Și totuși, atunci când ai intenții bune, ai dat 100% și totuși nu a ieșit așa cum ți-ai fi dorit, nu înseamnă că ai greșit, înseamnă că ai învățat. Așadar, cei care ați fost dezamăgiți de un partid politic trebuie să înțelegem cu toții că nu putem renunța la misiunea pentru care am mers într-un partid politic. Dacă partidul a eșuat, misiunea trebuie să continue. Chiar dacă acele partide nu s-au dovedit ideale, noi trebuie să fim recunoscători. Pentru că acum suntem o pătură întreagă de oameni care am experimentat, am învățat și cunoaștem că puterea noastră este mare și că schimbarea este la îndemâna noastră. Am învățat să facem echipe, am învățat să identificăm candidați, am învățat să strângem semnături și să facem campanie electorală. Și am văzut că dacă ne implicăm cu adevărat, și avem rezultate. Putem trimite oameni în Parlament, putem schimba primari, putem schimba mentalități și putem opri corupția din distrugerea nemiloasă a țării. Am ajuns să simțim că putem fi parte din ceva mai mare decât noi. Așadar, nu e timp de plâns în batistă și de acuzat unii pe alții pentru alegerile noastre din trecut. Ele s-au bazat pe dorința noastră de a contribui la România și trebuie să continuăm. E timpul să ne regrupăm, să trecem peste judecăți și orgolii și să ne apreciem unii pe alții pentru inițiativa noastră de a ajuta România. Trebuie să înțelegem că noi suntem speranța României. România are nevoie de noi și nu avem voie să ne plângem de milă cu orgoliul în brațe. Așadar, ne regrupăm și vă invit în Partidul Oamenilor Tineri. Ne găsiți online pe siopot.ro. Înscrierile se fac online și chiar de pe telefonul mobil. Doamne ajută!